Bună, dragilor! Odată cu venirea toamnei, am început și sezonul de înmulțire al trandafirilor, nu? Iar eu aici în curte am trei trandafiri. Un trandafir căruia îi merge chiar foarte bine și a crescut destul de frumos, chiar neașteptat de frumos, este acesta. Este unul roz cu floarea tip bujor, seamănă foarte mult cu floarea de bujor. Este chiar foarte, foarte frumos. Ușor parfumat. Parcă miroase ca o cremă de mâini. E chiar foarte, foarte frumos. Este aici încă de când am cumpărat casa și îmi place foarte mult și aș vrea ca să-l pun în mai multe zone. Și acesta, care este unul destul de interesant ca și combinație de culori. Nu îi merge foarte bine, cel puțin nu aici unde este el și o să-l mut, dar aș mai vrea încă un butuc din acest trandafir. Așa că astăzi voi face butaș de trandafir. Iar pentru a face butaș am nevoie de lăstari de trandafir. Tăiem deasupra nodului, în partea de jos la fel, la un unghi de 45 de grade pentru a fi băgat mai ușor în pământ. Las 3-4 frunzulițe sus, pe restul le tai. Și la fel voi proceda și cu restul trandafirilor. Partea de sus, ce este destul de moale, prefer să nu o folosesc pentru că nu mi se pare foarte, foarte ok decât cele ce sunt mai tari, mai lemnificate puțin. Va trebui să-i acopăr cu ceva, nu? În momentul în care îi voi planta în pământ. Dar eu m-am gândit la această variantă și anume cu un bidon de plastic. Și anume să-l tai în acest fel. Cam așa, și să-l folosesc pe post de clopot seră pentru a-i putea proteja de îngheț pe timpul iernii. Deci, unul este gata tăiat, mai am încă 5. Acum de pus în pământ pentru a prinde rădăcină, îi voi pune în grădina, în viitoarea grădină de legume, pentru că aici deja terenul este pregătit, este săpat. Sunt scoase rădăcinile lăstarilor ce au acaparat toată această parte și nu vom avea nevoie de această parte a grădinii foarte curând, cel puțin până în primăvară nu. Și nici nu deranjează 6 sticle aici. Așa că haideți să le plantăm.
Cine nu încearcă, nu află dacă poate să înrădăcineze, să prindă vreun butaș sau nu. Deci nu este de criticat, ci este de apreciat că măcar încerc. Deci nu știu dacă se vor prinde, dacă da, Doamne ajută, dacă nu, asta este, măcar am încercat să înmulțesc. Asta este prima dată când fac acest lucru. Cu plantele de interior este mult mai ușor să fie să le înmulțesc față de cele de exterior, dar încerc. Da. Tot mai trebuie tras pământ. Degeaba încerc să le rotesc, să le bag în pământ, că nu intră. Vom vedea în primăvară dacă am reușit să înmulțesc vreunul sau nu. Până atunci, vă las că va trebui să mă spăl pe mâini. Pe curând, dragilor!